Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vedem că apare această problemă a tranșei numărul 3 de plată, o tranșă care se ridică la 2,7 miliarde de euro. O parte din acești bani, puțin, am primit. Însă, mai sunt aproximativ 2 miliarde de euro pe care țara noastră trebuie să le primească și sunt puși acești bani sub semnul întrebării. Jumătate din sumă, înțelegem, din informațiile pe care le avem, ar putea să nu mai ajungă în România. De ce am ajuns în acest impas și ce faceți ca să ieșim din acest blocaj? Da, acum, hai să luăm. Cererea de plată are o valoare de 2,7 miliarde de euro, 700 de milioane de euro deja au intrat în România ca și prefinanțare și ar mai fi 2 miliarde de euro de încasat. A avut 76 de jaloane și ținte, sunt realizate, considerate realizate de către Comisie 70 și 6 au mai fost în discuție și au fost o serie de scrisori de observații trimite de la Comisie, răspunsuri de partea autorităților române. O să le și exemplific pe aceste 6 care sunt în discuție. Și în discuțiile pe care le-am avut noi la Bruxelles, evident, noi ne-am dus la Bruxelles ca să închidem acest saga a cererii de plată numărul 3. Pentru că puteam să mai stăm în clarificări, observații, dar România totuși are nevoie să încaseze chiar și parțial banii din cererea de plată numărul 3. Și în acest moment cum suntem, a rămas ca, eu știu, în săptămâna următoare, Comisia să ne transmită scrisoarea finală de evaluare, dacă vreți, a cererii de plată numărul 3, unde, da, o să avem o plată parțială. Acum, pe acest fond în care noi am închis, dacă vreți, negocierile de principiu pe jaloanele în discuție și o să vi le explic imediat, evident că apar tot felul de surse, mai mult sau mai puțin informate, sau mai mult sau mai puțin interesate să facă bine României, care mai bagă bățul prin gaș și ne dau tot felul de sume, 1,3 miliarde, 1,5 miliarde, de ce nu 2? De ce nu toți banii din PNRR? Pe de o parte. Pe de altă parte, această iar telenovelă a pierderii banilor de către România. Banii păi, pentru o cerere de plată, ca să explic ca procedură, asta vreau să fac. Bani am putea pierde? Asta vreau să fac. Într-o cerere de plată, ai o sumă alocată. În cazul în care anumite jaloane și ținte nu s-au îndeplinit în conformitate cu Comisia, pentru că PNRR-ul are o gestiune din partea Comisiei, din perspectiva banilor, Comisia are o metodologie de calcul a unei suspendări parțiale a întregii cereri de plată, adică a unor cuantumuri pe fiecare jalon neîndeplinit. Aceea este oficială. Restul sunt speculații, adică nu se ajunge în niciun caz la o astfel de sumă pentru jaloanele pe care le avem în discuție. Dar, evident, îți va suspenda parțial plata pe acele jaloane, adică nu-ți dă banii pentru că nu sunt considerate îndeplinite și ai la dispoziție 6 luni de zile ca neregulile pe care Comisia le invocă să le rezolvi, luând măsurile de reglementare de așa manieră încât să intri în regularitate. Unde ne-am împotmolit? Unde suntem, în ce zonă suntem, pe care, de fapt, toate sunt arhi cunoscute de către România. Dar negocierile noastre au fost duse în, zic eu, în interes, în interesul economiei, cel puțin dacă dai exemplu micro-întreprinderilor. La micro-întreprinderi noi avem din 5 puncte care vizau regimul fiscal al micro-întreprinderilor, sunt rezolvate 4. A rămas în discuție, deja de jumătate de an este public lucrul acesta, acest subiect al plafonului micro-întreprinderilor. Acum, în discuțiile pe care le-am avut la Bruxelles, nu m-a spus să spun că am stabilit foarte clar. Asta va fi o decizie politică a României. Pentru că nu poți să accepti o abordare radicală din perspectiva plafonului, nici măcar graduală, dacă vreți, a scăderii acestui plafon de la 500.000 de euro la 100.000 sau la 80.000 cât vrea Comisia, fără să te uiți la efectul economic al acestei măsuri. Pentru că sunt totuși 500.000 de companii care ar fi în zona aceasta. Și dacă Comisia rămâne intransigentă, vom lua o decizie politică împreună cu mediul de afaceri de a face ce vrea Comisia sau de a renunța la o parte din banii din PNRR. Nu trebuie să faci reforme doar de dragul a 100 de milioane de euro sau 200 de milioane de euro, dar să ai un efect advers și o pierdere de miliarde de euro în economie. Adică trebuie să se înțeleagă, nu este o pierdere din incompetență. Cu alte cuvinte, este și o chestiune ministru, de așezare pe tablă, pentru că aceste reforme, când au fost prinse în PNR, au fost prinse din pix. Deci veți avea de ales între banii